Astăzi a avut loc festivitatea de deschidere a celei de-a 10-a ediție a concursului județean de cultură generală Citești și câștigi. În cadrul evenimentului a avut loc tragerea la sorți a grupelor, precum și prezentarea sponsorilor care vor asigura premiile pentru câștigătorii competiției școlare. Concursul de cultură generală Citești și câștigi este organizat de Biblioteca Județeană Ovid Densu și anu cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, alături de alte instituții județene. Am pornit de la premisa cu valoare de adevăr incontestabil că cine citește devine tot mai câștigat, tot mai bogat din punct de vedere spiritual. Iar rezultatele obținute an de an de către echipele participante, de către elevi, au dovedit că nu ne-am înșelat și concursul este deosebit de benefic pentru elevi pentru că le lărgește orizontul cultural. În fiecare an, concursul Citești și câștigi s-a desfășurat sub o deviză menită să fie un imbold în plus pentru participanți. Așa am procedat și pentru actuala ediție a acestui concurs și am decis ca figura luminoasă a lui Avram Iancu, de la cărui naștere se vor împlini anul viitor 200 de ani, să ocupe un loc special în setul de întrebări care vor fi adresate participanților. Pornim astăzi într-o nouă călătorie în lumea cunoașterii. Pornim astăzi într-o nouă călătorie în pagini de știință, generalități, artă, sport, literatură, istorie și geografie. La sfârșitul acestei călătorii îi așteaptă pe copii premii consistente. Pentru locul întâi, 8 bărci pneumatice cu motor sprint. Pentru locul al doilea, 8 bărci pneumatice cu motor clasic. Pentru locul al treilea, 8 plăci de surf cu vâzle pentru ape stătătoare, pentru locul al patrulea, 8 trotinete non-electrice și 8 căști de protecție. Lor li se adaugă pachete cu cărți, voucherea câte o băutură răcoritoare, precum și premii surpriză care vor fi atribuite câștigătorilor chiar în ziua marii finale prin tragere la sorți. Le dorim tuturor mult succes, fie ca cei mai buni să câștige. La concurs au înscris 24 de licee și colegii din județ. O premieră pentru această ediție. Aspect apreciat și de președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Dacă precedentele ediții au fost de nota 10, cea de astăzi trebuie să fie de 10+. Faptul zile că participă 24 de colegi și licee din județul Hunedoara, cred că este o premieră. Și dați-mi voie să mulțumesc din suflet directorul bibliotecii noastre județene, domnul Bara, și poate fi un model pentru toate județele și bibliotecile județene din țară, fiindcă nu multe se ocupă cu așa ceva, și nu în ultimul rând, domnul inspector general Ștefanie Maria, pentru că găzdește de fiecare dată acest concurs. Dar modul în care profesorii, modul în care elevii se pregătesc pentru acest concurs, Consiliul Județean Hunedoara, suntem mândri de dumneavoastră. Este un concurs reprezentativ pentru județul Hunedoara, un concurs extrem de bine gândit, un concurs pe care noi îl apreciem și dorim să îl implementăm și cu succes și în anii următori. Mă bucur că împreună participăm la un concurs care de la început a fost foarte bine gândit, foarte bine structurat, cu un regulament extrem de corect și de bine gândit. Acest lucru vi se datorează. Vă aplaud și vă mulțumesc! Până în luna ianuarie 2024, elevii au o perioadă de pregătire, de studiere și aprofundare a bibliografiei alcătuite de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, care vizează cunoștințe din domeniile științe, generalități, artă, sport, literatură, geografie și istorie. Suntem un sponsor tradițional de bani buni de zile și tot timpul a fost aproape de oamenii cu fapte bune și atât timp cât lucrurile sunt foarte bune, atunci trebuie să fim aproape și suntem un partener tradițional. Vin de mai mulți ani cu mare drag alături de Biblioteca Județeană la acest concurs care a devenit după 10 ani brand național și mă străduiesc să le fiu alături și în anii următori și încurajez toți tinerii din Deva să citească și să continue să se pregătească în continuare atât la școală cât și în afara școlii citind cât mai mult. Parteneriatul cu acest concurs și inclusiv cu Biblioteca Județeană este de 10 ani. De 10 ani, în fiecare an, am sponsorizat ca om de afaceri această competiție frumoasă,
iar în calitate de consilier județean susțin cu dragă inimă concursuri de acest gen. Eu le doresc tuturor să aibă rezultate deosebite, iar sponsorii să fie cât mai mulți, ca premiile să fie pe măsura rezultatelor. Noi suntem alături de Biblioteca Județeană și sponsorizăm acest concurs încă de la început. Acum este a 10-a ediție. Suntem foarte bucuroși să fim tot timpul alături de ei și suntem niște fani acestui concurs. Mie chiar îmi place totdeauna să fiu cel puțin la finală, n-am lipsit niciodată și sperăm și în continuare să fim alături de ei. Marea finală va avea loc în data de 18 aprilie 2024, iar premiile vor fi consistente și atractive, sponsorii apreciind astfel importanța concursului.